Cred că să mă gândesc unde găsesc și ei un loc. Cred că o pun undeva pe casă, nu pot, că nu o ține. Cred că îi fac un postament aici, ca un monument. Îmi fac și o statuie până la urmă, cred, în curte. Nu? Ei, și o să mai vedeți o problemă. Că aici în față o să vină o magazie mare, cât este curtea de mare, începând deci de la colțul terasei de aici, la colțul terasei de aici până acolo, așa, și așa aici, o să vină o magazie mare, pe ce, pe pietroilele de ouă, sparg în bucăți și pun traverse de lemne peste ele, așa, și o să vină o magazie unde să mai depozite și o lemne, una alta, că trebuie, știi? Deci o să fac o magazie unde să depozitez lemne, cum am avut cândva, deci cândva noi am avut o magazie acolo, pe care am început prima să o dărâm pe aia. Acum magazia aia o să o refac înapoi, dar mai micuță, sistem în miniatură. O să o refac tot magazia aia, dar o să fac în sistem miniatură, adică o mai mică. Tot modelul ăla o să vie, dar în alt sistem. De acolo a început treaba, de la magazia aia. De la magazia a început treaba, da. Pe urmă s-a stricat treaba cu unchiul meu, s-a împuțit situațiile și am început să dărâm casa. Că a vrut unchiul meu să mă dea afară, eu i-am zis că nici eu, nici tu, și atunci am dărâmat casa. Și așa că de-aia am dărâmat-o atunci. Dar profesasem pe magazie, deci eu învățasem pe magazie, practic. Și iată, vă rog frumos să filmați chiar și noua alee care veți intra cât de curând pe ea. Iată. Chiar îmi permite să și calc. Uite, îmi permite chiar să și calc pe ea, uitați. Bine că acum a plouat, dar vă dați seama. Știți cât este nivelul aici de pământ băgat? Atât. Deci până la genunchi atâta am băgat aici. Băgam câte 3-4 roabe ca să ajung la nivelul ăsta. Așa groapă era jos. Era mai jos ca acolo, unde-i gaură aia. Acolo care o vedeți dumneavoastră. Cum să nu? Păi de acum ieși de aici, ai ieșire direct la poartă. Când pleci pe ea, decât că e noroi și a plouat acolo, ai ieșire pe ea direct până la poartă, la drum. Și să mai ridică un pic și aleea va fi cam la nivelul la prima treaptă de acolo, unde începi să urci. Aia groase de acolo, mari. Până acolo va fi alea. Așa va fi de înaltă, de ridicată. Că să mă ridică, că dacă pui plăcerea de beton, sunt înaltă și alea, știți? Deci, știu că mi-a zis un telefon, că sincer, tot nu mă așteptam să se face acoperiș la asta, se mai face acoperiș. Credeam că o pui la pământ și începem alt plan. Bine, de data asta nu. Continuare, alea de susținere mi se par cam subțiri, dar eu nu mă pricep. Zic și eu ce mi se pare. Nu... Sunt, adevărul e da, că sunt cam subțirele, dar țin. Să știți un lucru de la mine, salcâmul, ulmul și stejarul sunt cele mai tari lemne. Salcâm? De-aia l-am și băgat. Salcâmul, ulmul și stejarul sunt cele mai tari lemne și de-aia am și băgat salcâm, pentru că salcâmul e cel mai tare. Și putrezește după 25-30 de ani. Deci 30 de ani ține și dacă eu o să-i torn și un soclu de beton, de fapt nu mai am nevoie, că eu cu camera următoare o să vin până în soclu de beton vechi de aici și o să mă torn un pospai de ciment și o să mă leg de ăsta cumva. Și atunci ăsta e durabil, n-are unde să mai ducă, să mai fugă încolo, casă. Știți? Bun, terasa zici că e aici, aici mai avem, mai e de cărat. Mai am de cărat partea aia și partea asta, nu mai am mult. Și de săpat aici. Ăsta... Da, și ăsta dat o parte de aici și aici, ăsta tot la fel ca a fost și alee și aici, de-aia l-am pus aici. O să iau din el chiar la rasă așa, restul o să rămână alee. O să rămână alee restul ca aia, o să ai aleea continuare. Decât că nu o să mai fie alee aici, că o să vin cu terasa de 6 metri o să ai văd acolo. 6 metri o să ai văd cam până pe aici. Și de aici o să mai vin cu încă ceva ca un holuleț așa pe terasă, unde intri întâi în holuleț, din holuleț dai în terasă. Ca să poți să ocup tot terenul ăsta. Și cam asta este aici. Cam asta este casa, sunt un pic surprins așa. Aia a doua e... Aia... E la al doilea acoperiș, că să și vede cum vine aia. Dar trebuie să mai vii și cu una de aici, nu cu un pătrat așa de aici, în partea asta? Nu mai vin cu nimic de aici. Nu, aici așa rămâne acoperișul. Doar vin de acolo peste el, dar o să-i pun picioare de susținere și în partea asta încoace stâlpi. Știți de ce? Că în momentul când îi bateți cântra, să nu mă pomenesc că să scoate din cuie din partea aia și mă rabatează de aici. Vezi că am filmele cu proști. Mă vezi că vin cu crace sus după casă, după partea aia și mă basculează, știi cum? Mă basculează imediat. Așa, aia ai zis că o dărâm după ce termine aici. O dărâm și o refac, ca asta. Tot la fel o să fie acoperișul, tot la fel. Nu o să mai cunoști nici pe aia. Pe asta îți venea să crezi că o să ajungă așa în felul ăsta? Nu,
Păi de-aia ți-am și dat mesaj când ai venit și am spus să nu te sperii că nu o să mai cunoști când ai venit. Pe jos o să iau pătraț de ăștia de 8x8, scândră și umplutură cu nisip și o să bat dușumea. Dușumea o să pun, că nu. Nu mai stau să mai dormi, mă costă 2.200.000 o mașină de balastru, plus cimentul, plus mâna de lucru, că nu știu să-l trag așa, mai repede. Și ține și rece betonul. Acum, nu că încep să pun presiune pe tine, dar trebuie tăiate și asta de aici, nu? Păi, dar astea... Că fac magazie, trebuie să tai tot, trebuie să nivelez. Aici cum a făcut Ramona, uite acolo, că acolo a făcut Ramona, acolo a făcut Ramona, în locul unde e negru. Că a fost tot ca aici. Păi nu, dar vă dați seama că eu dacă vin cu magazia până mai pe aici, o să vin cu magazia aproape. Și vă dați seama că eu trebuie să nivelez tot, că nu pot să pun magazia pe locul ăla denivelat, pentru că iese magazia strâmbă pe urmă. Știți? Că o să fărâm bolovan din aia cu barosul și pun cât un bolovan la cât un metru, așa. Și pe ei pun lemnele pe urmă și mă ridic în sus și fac. Știți? Și acum data viitoare am să vă arăt, când ați mai venit pe la mine, ce am primit și ce am în casă. Aici, în stadiul ăsta suntem cu casa. Oricum, eu zic că s-a avansat destul de bine față de cum a fost casa. Ne vedem data viitoare. Sigur că data viitoare vă aștept cu un nou plan și vom vedea ce a mai ieșit. Veți vedea ce am mai făcut. La revedere. La revedere și vă mulțumesc. Vă zic bună, vă doresc la toate și vizionare plăcută. Și nu uitați, nu schimbați canalul, că n-aveți, nu știți ce pierde. Cum ai zis tu odată, nu schimbați telecomanda. Să dea Dumnezeu să vi se blocheze butonul la telecomandă pe TV Prahova.